rezultatul unui sondaj de opinie asupra unui eșantion de pensionari aflați la o vârstă mai înaintată, care a răspuns la întrebarea dacă vi s-ar oferi posibilitatea să vă trăiți viața din nou, ce ați schimba, au scos la iveală următoarele trei răspunsuri surprinzătoare. 1. Aș reflecta mai mult. Mi-aș face timp să mă opresc din când în când să analizez direcția și sensul vieții mele. 2. Aș risca mai mult. Am fost prea precaut. Mi-aș asuma riscuri mai mari în domenii mai importante. Și 3. Aș investi în viața altora în domenii care vor rămâne atunci când eu nu voi mai fi. Să luăm seama, dar, la înțelepciunea de pe urmă a celor mai în vârstă. Prin cele trei cuvinte cheie. Aș reflecta, aș risca, aș investi. Cât mi-aș dori ca seniorii bisericii să-i tragă de mânecă pe tinerii noștri și să-i încurajeze dacă simt că astea sunt intuițiile pe care și ei le-au avut după o viață pe care au trăit-o cu Dumnezeu. Absența reflexiei demonstrează că în cea mai mare parte suntem pe pilot automat și trăim din energie. Neasumarea riscului surprinde măsura în care viața noastră îi trăită sub imperiul fricii, iar sentimentul înfiorător al irosirii, că puteam face mai mult cu această viață cu care am fost hăruiți, unul dintre cele mai rafinate, intrigante și neglijate păcate, poate din toată scriptura. Incursiunea noastră în seria păcate respectabile deja ne-a familiarizat cu îngrijorarea, forma mascată, ascunsă a fricii. Ei, în această zi o vom discuta pe față. Se pare că revine în orizont, în relief, și are nevoie de o atenție sporită în viețile noastre. Dacă ați urmărit cu atenție, celelalte păcate respectabile despre care am discutat, cu siguranță ați sesizat legătura frecventă cu nepăsarea în momentul în care ți-e teamă să te bagi în viața altuia și rămâi neimplicat, nepăsător, atunci când îl vezi pe celălalt cumva superior, te simți îndrituit să-l vorbești de rău și din teama că celălalt ar fi mai bun ajungem să comitem acest păcat. Nu mai vorbesc despre minciună, cap de afiș la lista cauzelor a fost teama. De cele mai multe ori mințim din frică, fiindcă este, ne este teamă din vari motive. Inclusiv nerăbdarea despre care s-a discutat săptămâna trecută, nu așa, ne trădează oarecare neliniște. care e problema? De ce suntem atât de nerăbdători în anumite situații? Așadar, vedem, fie direct, fie indirect, toate lucrurile astea se leagă într-un fel de subiectul pe care îl discutăm azi. Dar îmi vei spune și pe bună dreptate: cum? Vrei să-mi spui că un instinct normal sădit în noi de bunul Dumnezeu, numit instinct de conservare, e ceva păcătos? Și cum se face? Că frica uneori e bună, alteori e nocivă. Observați, confuzia asta ne derutează și ne busolează când vrem să ne apropiem de subiect. Un studiu efectuat asupra angajaților din țările Uniunii Europene evidențiază că românii sunt printre cei mai temători angajați. Dacă ne gândim poate la ultimele două săptămâni în care ați avut copii implicați fie la capacitate, fie la bacalaureat. După un an de pandemie, probabil ați trăit altfel, la o altă intensitate, gândindu-vă la starea lor, la cât de mult să afectați. Observați cum subiectul ăsta dintr-o dată ne acaparează și ne captează atenția și ne pregătește pentru textul care ne stă înainte. Aceste întrebări delicate și această predilecție românească înspre teamă, până la urmă ne pregătește pentru textul din Matei 25, de la 14 la 30. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia 1 fiecăruia după puterea sa și-a plecat. Îndată, cel ce primise cei cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoț și-a câștigat cu ei alți cinci talanți. Tot așa, cel ce primise cei doi talanți a câștigat și el cu ei alți, alți doi. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus, de-a făcut o groapă în pământ și-a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei cinci talanți a venit, a adus alți cinci talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți, iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob, Bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei doi talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat doi talanți, iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. Stăpânul său i-a zis și lui, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis Doamne, am știut că ești om aspru care secer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și Ți-am ascuns talantul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Dar stăpânul lui drept răspunzi a zis, Rob, Viclean și Leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat măcar banii la Zaraf și eu la venirea mea mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i, dar talentul și dați-l celui ce are zece. Pentru că celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrepnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșinirea dinții lor. Nu știu dacă te râc e ceva efectiv la citirea acestui text. Dar pentru mine, faptul că un om precaut ajunge în întunericul de afară, adică în iad, îmi dă fior reci pe șira spinării. Cu ce a greșit? Până la urmă, omul în situația aceasta, săracul om, ce-a făcut rău până la urmă? E o întrebare neliniștitoare care nu ne dă pace. Cum se poate așa ceva? Nu poți să nu te întrebi împreună cu Apostolul Petru cine poate fi mântuit până la urmă. Poate realizăm încă o dată cât de inconfortabil este să fii în prezența Mântuitorului. Cum lucrul acesta ne creează acel disconfort. Cu prezența lui, mereu, constant, oferă acea sămânță de scandal care te provoacă să îți reevaluezi re toate premisele, toate lucrurile cu care operezi în viața de fiecare zi. Și ai nevoie de timp ca să te reculegi dintr-o astfel de stare. Dintre cele patru păcate respectabile despre care am ales să vorbesc, pentru mine acesta este cel mai incitant, două pe care le-am ales au de face cu vorbirea de rău, despre bârfă sau felul în care putem asasina demnitatea și reputația cuiva și apoi prin minciună, încercarea de a frauda realitatea sau structura realității. Ei, alte două au de-a face cu păcatul inacțiunii. Nepăsarea când vedem o altă persoană care trece prin nevoie și frica sau nepăsarea față de noi, față de ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit sau ne-a înzestrat în această viață. Iată adevărul care stă în fața noastră din această pildă neliniștitor. Cel credincios primește mai mult, cel fricos pierde absolut tot. Cât de cutremurător este gândul acesta. Pilda talanților începe atât de promițător cu încredințarea avuției stăpânului fiecăruia dintre noi și se încheie atât de dramatic cu pierderea talantului și, mai grav, sfârșitul tragic în întunericul de afară. Mai înainte însă de a putea aprecia pilda aceasta, avem nevoie să o încadrăm în momentul în care Mântuitorul vorbește, în viața și lucrarea Lui. Așa că iată câteva detalii care te vor uimi. În primul rând, mesajul judecății lui Dumnezeu a fost unul central în viața și lucrarea Mântuitorului. N-a fost un subiect colateral, accidental, este un fir roșu care străbate întreaga învățătură. Avem cinci discursuri în Evanghelia după Matei și dacă veți urmări cu atenție, la finalul fiecăruia apare tema judecății. Casa zidită pe stâncă, supusă la testul suprem, în capitolul 10, în discursul misionar, li se reamintește ucenicilor Hei, nu vă temeți de cei care uci trupul, dar ca nu se pot atinge de sufletul vostru, temeți-vă mai degrabă de acela care poate să arunce în genă și trupul și sufletul. Capitolul 13, unde avem abundența de pilde, de parabole pe care Hristos le explică cu privire la împărăție, se încheie cu pilda năvodului, care cerne, care desparte cei buni de ceea ce este rău. În capitolul 18, viața comunității, biserica, iertarea, atitudinea de a confrunta răul din comunitate se încheie cu acea avertizare. Oare cum poți trăi din risipa harului a binecuvântărilor de care Dumnezeu îți face parte fără să înveți să trăiești cu pierderi în viața asta? Fără să-ți reamintești cât de mult ți-a Dumnezeu? Pentru că în cel de-al cincilea discurs, tema dominantă, punctul, apogeul discursurilor lui Hristos să fie pe tema revenirii. Și așa cum spune textul, debutează în capitolul 24 discuția de la două întrebări. spune -ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al, sfârșitul, al sfârșitului viacului acestuia. Nu vreau să vă înspăimânt cu această temă. Cred că discutând despre teamă, învățăm să o exorcizăm, să ne raportăm corect la ea. Adevărul este acesta. Mai mult decât orice, realitatea judecății are putere să cearnă viețile noastre în lumina ceea ce contează cu adevărat. Oare nu asta ne dorim cu adevărat, să nu ne trezim cu pumni goi? că viața ni se scurge printre degete, că viața asta are sens, are un rost, că a meritat să trăiești, să riști, să investești. Cel de-al doilea aspect important, toate cele patru parabole rostite una după alta întăresc virtutea cardinală a credincioșiei. Suntem mai obișnuiți poate cu pilda fecioarelor, înțelepte, neînțelepte. Înainte de ea e o pildă cumva mai ascunsă, despre un rob care i pus să vegheze și care îi felicita de stăpânul său când își face apariția. Apoi pildă talanților și apoi acea imagine a judecății în care Dumnezeu, stăpânul, îi desparte pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Este această imagine. Observați cine este robul credincios și înțelept. Fecioarele cărora nu li se sting candelele. Bine, rob bun și credincios, se repetă în textul de față. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut sau n-ați făcut unuia dintre cei mai neînsemnați frații mei. Un al treilea aspect important, toate aceste pilde adâncesc realitatea credincioșiei în lumina discernământului sau judecății sănătoase. Omul chipzuit și nechipzuit este cel care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește. Robul credincios și înțelept. Fecioarele înțelepte versus cele nechipzuite. Am știut că ești, ai știut, îi spune stăpânul în textul de față. Dacă ați făcut sau dacă n-ați făcut unul dintre cei mai neînsemnați frații mei. Și patru fiecare din aceste pilde ne avertizează cu privire la un pericol distinct. Pilda robului care e chemat să fie de strajă despre pericolul de lăsării și indiferenței, fecioarele despre pericolul pierderii calității sau tăriei interioare care generează lumina după care mirele își recunoaște și identifică mireasa în acea zi, pilda talanților despre primejdia fricii, confortului și asiguranței cu orice preț în această viață, atenție, și patru, pierderea iubirii și a compasiunii față de semenii noștri. Mesajul indubitabil este că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Șocul imens pe care ni creează într-o manieră parcă decupată din viața de fiecare zi este că ziua cea mare îi desparte până și pe ucenici. Va face adevărata triere în această viață. 1 la 1, 5 la cinci cu fecioarele, 2 la 1 în textul de față și dreapta sau stânga ne spune ultima pildă. Ziua aceea măreață va demonstra cu siguranță cine este și cine nu este a lui Dumnezeu. Ce putem noi face până atunci este să ne alegem atitudinea în această viață. Și această atitudine e condiționată de două seturi de avertizări pe care trebuie să le păstrăm în tensiune, pentru ca viața noastră să nu o ia rasna, să nu fie una ratată. Avem un mesaj cu privire la iminența venirii și un alt mesaj cu privire la zăbava zilei. Un mesaj cu privire la neobișnuitul situațiilor cu tremure, foamete, pandemie de altă parte, obișnuitul situațiilor prin care trecem. Tabere se căsătoreau, se măritau, se duceau la moară. Observați? Incidența, întâlnirea dintre situațiile neobișnuite și banalitatea vieții de fiecare zi creează acea apropiere optimă ca să fii pătruns și să fii prelucrat cum se cuvine de acest text. Iată adevărul pe care vreau să-l punctez. Întârzierea, zăbava îi cerne cel mai bine pe oameni pentru că pune la încercare, la test, iminența zilei trăită în banalitatea vieții de zi cu zi. Cu toții știm că ziua aceea măreață va veni. Însă, observați, zăbava, întârzierea, amânarea ne poate fura uitând ceea ce avem de făcut. Și până la urmă, fiecare zi pe care o trăim în banalitatea vieții de fiecare zi, cerne, verifică cât de pregătiți, cât de actual suntem în pregătirea pe care ne face Hristos. Vrem, nu vrem, viața noastră se desfășoară cu o cadență neliniștitoare, stranie de-a dreptul între plecarea și revenirea stăpânului, între încredințare și socoată. De trei ori apare sublinierea asta, stăpânul său i-a zis, în dreptul fiecăruia. Și de trei ori apare adresarea extraordinar de respectoasă. Cu alte cuvinte, știau ce se așteaptă de la ei. Doamne, doamne, doamne. Pentru ca lucrurile acestea să fie urmate de răsplătire sau pierzare. Toată forța pildei este resimțită în această notă disconfortantă dintre inițiativa riscantă, curajoasă a primilor doi și precauția exagerată a celui din urmă. Între felicitarea primilor doi bine, robun și credincios și sancționarea celui de al treilea. În sens original, rob rău și leneș. Cornelescu traduce prin viclean. Pentru ca soarta diametral opusă pe care o au acești protagoniști să ne înfioare de -a dreptul. Intră în bucuria stăpânului și aruncați-l în întunericul de afară. Tot textul este structurat în jurul a trei momente cruciale. Încredințarea, unuia, altuia fiecăruia după puterea sa. Versetele 14 la 15, răspunsul imediat, de îndată sau crispat, plin de teamă, versetele 16 la 18 și socoata, de la versetul 19 până la 30. Este spațiul cel mai generos și atenția alocată celui de-al treilea protagonist din peisaj, în care este investigată starea lui sufletească și felul în care și-a luat deciziile în viață. Oare ce ar trebui să auzim noi în fața acestei povestiri? În primul rând, absolut tot ceea ce suntem și avem e avuția stăpânului, nu a noastră. Cât de des gândești în termenii ăștia? Nu avem, datorită influenței individualismului vestic, tendința să gândim că e al nostru, că noi îl deținem, că noi am muncit pentru lucrurile acestea. Doi, acceptarea și conștientizarea acestui fapt ar trebui să-ți aducă motivație și implicare responsabilă, nici de cum paralizie sau atrofie. Și trei, singurul lucru care contează cu adevărat este ca fiecare dintre noi, la final, să avem parte de cuvintele astea. Bine, robun și credincios. Intră în bucuria stăpânului tău. Oare nu e exact asta vreau să spun Apostolul Pavel când îi scria ucenicului preiubit Timotei în capitolul 1 cu 12 că și Dumnezeu nu ne-a dat un du de frică și de putere, observați nuanțarea, unii cred că Duhul Sfânt e numai putere care izbește, care despică munții și pietrele, de putere, de dragoste și de chipzuială, de judecată sănătoasă. Atât de mult îmi place versetul acesta când vorbim despre Duhul Sfânt. Să fie un pericol mai mare pentru cel care a primit mai puțin? Asta e tendința noastră la citirea acestei parabole. Un talent era echivalentul a 36 de kilograme de aur sau de argint, cum apare în textul acesta, care este echivalentul a 6.000 de dinari, ceea ce reprezintă echivalentul a 20 de ani de muncă. Nu știu cum vi se pare, dar mie mi se pare că e vorba de o sumă imensă de care Dumnezeu ne face parte. Ne-a dărit mai mult decât vom putea pricepe sau înțelege vreodată. Ioan Hristostom sau Sfântul Ioan Gură de Aur a făcut următoarea observație. Cu siguranță, nu ești mai sărac decât văduva din Marcu 12 de la 41 la 44 care dă tot ce are ca să supraviețuiască și nu ești mai puțin educat decât Petru sau Ioan stâlpii bisericii din Ierusalim. Nu știu dacă conștientizăm câte binecuvântări și înzestrări ne-a pus Dumnezeu stăpânul în brațe fiecăruia. Oare pot spune că tot ce sunt și am este în slujba stăpânului bani, timp, sănătate, boală, suferință, pricepere, oamenii pe care Dumnezeu mi-i dă în echipă, un pahar cu apă în numele Lui, așa cum ne învață Scriptura. Dar problema nu e puținul nostru, ci teama. Cei care aveți copii la școală, cu siguranță, fie înainte de testele importante, majore, fie că e vorba de bacalaureat intrat la facultate sau prima sesiune, v-ați trezit cu următoarea situație. Au început să plângă, să vină la dumneavoastră să zică nu o să iau examenul, nu știu nimic, am uitat, nu mă descurc, li s necat corăbile. Ei, aduți aminte cum ai reacționat într-o situație de genul ăsta. Probabil că ai spus ceva de genul ăsta. Știi ce? Stai acasă, nu-ți bate capul, renunță la școală, nu mai depune niciun efort, oricum nu are niciun rost. Observați fragilitatea pe care o au copiii din casele noastre. Dar cu siguranță ați încercat să le oferiți suport, sprijin. O să vezi, o să gândești altfel după ce treci de momentul acesta. Până la urmă, tânăr, matur, vârstnic, fiecare dintre noi ne confruntăm cu o stare de genul acesta. Ne este extrem de aproape de familiară. Acest lucru rămâne valabil când te întorci la Dumnezeu și ești panicat ce o să fac, ce o să mi se întâmple, ce o să zică prietenii, cei din familia mea, apare atunci când ai urcat prima dată în avion, atunci când ai urcat prima dată pe bicicletă, atunci când ți-ai pus prima dată schiurile în picioare. Se pare că în foarte multe situații ne încearcă un sentiment neliniștitor în această viață. Până la urmă, teama îți colorează întreaga existență. În final, ajungem să ne comportăm în toate domeniile sub tirania fricii. Nu pot să nu văd, în ceea ce spune Domnul Isus avertizarea cu tremurătoare adresată oricărei religii. Să fie ajuns creștinismul practicat de noi, asemenea iudaismului din acea vreme, mai preocupat de a nu greși, de a nu face nimic rău, în loc de a fi mai îndrăzneți, cutezător și deschizător de noi drumuri? Iată o întrebare interesantă. Învățătura rabinică susținea că cea mai sigură cale de păstrarea banilor era îngroparea. Dacă vă mai aduceți aminte, în textul din Matei 13, cu 44, comoara este ascunsă în țarină și descoperită de cineva din întâmplare care vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Înseamnă că era un obicei împământenit că oamenii trăiesc un adevărat șoc cultural la auzirea acestei pilde, fiindcă marea majoritate aveau tendința să gândească exact cum a gândit al treilea. Nu știu dacă realizăm șocul pe care îl trăiesc cu cenicii la aflarea acestui mesaj pe care Hristos îl aduce în atenția lor. Nu o să uit la ultima întâlnire de flux la care a fost domnul Miclea. La final am discutat împreună cu el și aprecia Dialogul în care Biserica Via trăiește, invitând oameni pe diferite teme și spunea, din păcate, bisericile, în marea majoritate, trăiesc uh, și au o atitudine defensivă. De aici apare și problema că ne imaginăm tot felul de lucruri neadevărate cu privire la oameni. Nu poți, dacă nu intri în exercițiul dialogului, să-l înțelegi pe celălalt și celălalt să te înțeleagă pe tine. Observați, Biserica poartă comorile zăgazurilor lui Dumnezeu și de multe ori dă dovadă de o atitudine temătoare, mult prea defensivă. Oare de ce ar trebui să ne fie frică de frică? Iată câteva lucruri care m-au uimit în investigația pe această temă. Frica duce la atrofiere și irosirea întregului potențial. Poate că n-aș fi înțeles aspectul acesta dacă nu vedeam cu ochii mei pericolul pe care îl are. Aproape insesizabil în viața noastră. În urmă cu câțiva ani eram la părinți și copiii au început să se prostească și la un moment dat unul dintre ei și-a dislocat mâna de la cot. M-a repede la primul spital, ne-au liniștit, tot ce au cerut a fost ca să țină mâna trei săptămâni mișcată. După aia am aflat că trei săptămâni era prea mult, că de fapt trebuia numai vreo două săptămâni, însă lucru pe care nu-l voi uita niciodată a fost cât de mult a luat până la urmă recuperarea după această perioadă. A fost nevoie de câteva luni de exerciții până mâna și-a revenit la forma inițială. Nu știu dacă noi realizăm ce înseamnă o viață de inactivitate, de îndepărtare, de implicare, de exercițiu, de tot ce ar trebui să facem. Un al doilea efect, teama îți alterează, îți modifică percepția până și cu privire la stăpân, la Dumnezeu. Asta mă sperie pe mine. Nu-l mai poți vedea pe Dumnezeu așa cum este. Poate vă aduceți aminte de o imagine care la nivel psihologic te ajută foarte bine să înțelegi mecanismul fricii. Poate așa o lumină difuză, nu vezi foarte clar, vezi un anumit lucru și dintr-o dată te panichezi. Ce s-a întâmplat? După aia realizezi și orice om normal își evaluează și zice, mă, de ce m am speriat atât de mult că era ceva pe covor, aruncat un lucru? De ce reacționăm așa? Observați cum frica are capacitatea să perturbe, să modifice esența realității, felul în care percepem realitatea. Stăpânul era, cu siguranță, un om drept, un om care cere socoteală, dar dacă e singur lucru pe care acest rob l-a văzut cu privire la Dumnezeu, îmi pare foarte rău. E regretabil unde te poate duce frica până la urmă în viață. În al treilea rând, frica te va ucide fie lent, fie instantaneu. Asta e foarte interesant. Unii încearcă să fugă de frică prin nesăbuință, prin teribilism, alții rămân încarcerați prin teribilism sau paralizie, prin sfidare sau anihilare, prin evadare sau încarcerare, prin inconștiență sau printr-o luciditate exacerbată. Ne raportăm fiecare dintre noi într-un fel sau altul la frică. Și patru E aspectul cel mai îngrijorător pentru mine. Frica, până la urmă, conduce atât la pierderea vieții de acum, cât și a celei viitoare. Irosirea oportunităților, potențialului și a vieții oferite în dar de bunul Dumnezeu. Ce poate fi mai grav? Ce tragedie că multor bărbați li s-ar putea scrie epitaful următor. Citez. Aici zace Teofil, decedat la 39 de ani, îngropat la 69 de ani. Atât de mult mă frământă amenințarea că pot să mori, la mijlocul vieții, când viața ar trebui să fie în termenii cei mai frumoși, în ce privește dezvoltarea, moștenirea pe care o lăsăm altora, și tot restul vieții să nu fie altceva decât o ex existență, o cadență obișnuită, monotonă, din care să lipsească vitalitatea și frumusețea. Alegerile și faptele noastre, iată adevărul important, au consecințe atât pentru viața de acum, cât și pentru cea viitoare. Textul de a surprinde două consecințe teribile pierderea a ceea ce ți s-a încredințat și sfârșitul tragic în întunericul de afară. Mușchii nefolosiți se atrofiază, darurile nefolosite ne vor iar pomii care nu aduc roadă sunt tăiați. Ne învață Evanghelia. Poate că frica a făcut mai multe victime decât orice alt păcat respectabil sau capital. Îngăduiți-mi să mă folosesc de un exemplu din Vechiul Testament. Traseul meu pe această tematică a fricii a venit foarte, foarte lent și nebănuit. Insesizabil, Însă am fost cutremurat la un moment dat când citeam prin Vechiul Testament în cartea Împărați. O să avem ocazia să ne familiarizăm din toamnă, mai bine cu textul acesta, capitolul 12 de la 25 la 30. Datorită idolatriei cu care se încheie domnia lui Solomon, Dumnezeu rupe împărăția, lasă două seminții în Ținutul de Sud și restul le încredințează lui Ieroboam. El are realizări remarcabile și textul surprinde. Ieroboam a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim și a locuit acolo, apoi a ieșit de acolo și a zidit Penuelul. Acum aș vrea să fiți foarte atenți. Ieroboam a zis în inima sa. Împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim, să aducă jerfe în casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda. Și mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. Observați de câte ori se repetă teama lui. După ce s-a sfătuit mare greșeală. Ce privește oamenii de încredere cu care te consulți atunci când îți este teamă. Împăratul a făcut doi viței de aur și a zis poporului, destul V-ați suit la Ierusalim, Israele. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. A așezat unul din acești viței la Betel, iar celălalt la Dan și faptul aceasta a ajuns un prilej de mare păcătuire. Parcă am mai întâlnit această imagine undeva din seria Exodu. Fiindcă Moise zăbovia, poporul a zis lui Aron, Haide! Ce mai stai? Observați legătura cu nerăbdarea fă un Dumnezeu să meargă înaintea noastră. Poate niciodată n-ai realizat cât de idolatră și destructivă poate să fie teama în viață. Cum încerci să-L înlocuiești pe Dumnezeu, să-ți construiești ceva, să-ți dea siguranță. Aduceți-vă aminte de Iefta și de alți oameni care au clacat. Și asta arată cât de greu este în viață. Mai ales atunci când ai răspundere altor oameni care sunt lângă tine. În timp ce cazul Ieroboam ne arată cum frica unui lider ne poate extermina la nivel colectiv, pilda talanților ilustrează urmările, repercursiunile ei în plan personal sau individual. Toată nenorocirea peste cele 10 seminții care nu se mai întorc normale din exilul asirian are cauză în idolatria lui Solomon și în frica și idolatria dusă mai departe de către Ieroboam. E pe mine aspectul acesta legat de teamă, cu adevărat mă pune pe gânduri și mă invită să-mi evaluez deciziile pe care le iau atunci când îmi este teamă. Trei adjective în pilda talanților zugrăvesc gravitatea unui astfel de comportament. Poneiros apare în original rău, tradus de Cornilescu prin Viclean. Doi, ocneiros, pasiv, inactiv, inert, în versiunea românească leneș. Și trei achreion, bun, de nimic, sau ne-trebuincios, netrebnic, nefolositor. Unul din oamenii care au văzut necazurile celor două războaie mondiale, exterminarea evreilor, Eric Fromm, un psianalist evreu, care a scris un tratat intitulat Anatomia Distructivității Umane, face o următoare afirmație. Distructivitatea este rezultatul unei vieți netrăite. În momentul în care nu intri în legătură cu ceea ce a sădit Dumnezeu în tine, faci mai mult rău altora decât bine. Zilele astea am simțit o tensiune în discuția de pe Zoom, în discuțiile din grupuri, cu privire la ceea ce se întâmplă în momentul în care stăpânul îi cere socoteală. Oare teama pe care o invocă acest rob este o simplă scuză? Pentru că îl vedem pe stăpân care spune, nu ai fost fricos, ești vinovat, ci spune rob, viclean și leneș. Dar întrebarea e, care e cauza la comportamentul ăsta? Robul invocă frica drept scuză, stăpânul pune degetul pe comportament care izvorăște din teamă. Din teamă pleacă această atitudine irresponsabilă până la urmă cu privire la avuția stăpânului, la tot ceea ce ți-a dăruit în această viață. E legătura aceasta remarcabilă între păcatul capital al acediei și teama ignorată de multe ori, mi se pare ceva remarcabil în textul de față. Frica să fie doar un pretext sau adevărata cauza problemei. Frica e cea care te împiedică să-ți încerci norocul în viață. Viața netrăită, neîmplinită, nerealizată, seamănă pustirea. Nu știu cât de tulburat ești că în lista din Apocalipsa capitolul 21 cu 8 despre cei care ajung în pierzare, în iazul de foc, începem în felul următor. Cât despre fricoși, necredincioși și lista poate continua. Atât de mult mă deranjează că lista e deschisă cu această categorie, cu acest grup distinct. Îmi vei spune, dar sună îngrozitor, sunt absolut de acord. Poate e cea mai parșivă și alunecoasă dintre emoții. Însă gravitatea păcatului fricii nu constă în emoția inevitabilă ce ne încearcă pe fiecare dintre noi. Subliniez, faptul că resimți frica în anumite momente, inclusiv cei care trec prin stări de anxietate care rațional se gândesc, justifică, înțeleg că îi undeva o problemă. Așa ceva nu-i păcat. Ci problema reală e dată de deciziile pe care le luăm, urmările inevitabile, denaturarea realității, refuzul prostesc cu privire la darul care se numește viață și nu în ultimul rând ofensa cerească, disprețul cosmic. Știi ce? Frica îi spune lui Dumnezeu, nu mă pot baza pe tine. Trebuie să-mi creez eu ceva, o structură de siguranță. Poate ăsta e punctul cel mai sensibil în care ne atinge, în care ne răcâie, ne textul din această dimineață. Să fie scuzabilă frica, Oarecum cum o contracarăm? Haideți să privim la câțiva pași practici. În primul rând, conștientizează-i urmările, încă o dată. Exact lucrurile despre care am discutat. Atrofie, denaturarea realității și a dumnezeirii, moarte lentă sau instantanee și, nu în ultimul rând, daună totală pe care ți-o poate aduce. Doi, stai de vorbă cu tine, cu sufletul tău despre trăirile tale. Da, e adevărat, mă simt așa, a apărut frica, teama în sufletul meu, dar de ce mă simt în felul acesta? care e cauza? Ce anume a declanșat? Uneori ne ajută să ne liniștim simplu fapt că încercăm să aducem la o la altă stările noastre emoționale cu o judecată așezată, rațională. 3. Stai de vorbă cu un prieten apropiat, mai așezat decât tine. E absolut firesc și de bun simț să îți întreb un prieten apropiat, băi, am luat o rasna, te rog să-mi spui, uită ce trăiesc, uită cum simt. Și întotdeauna un om așezat, un om înțelept. Vedeți, prin contrast, ce fel de consilieri avea săra cu Ieroboam dacă au luat o astfel de decizie. Ce mult conta să fi fost un om al lui Dumnezeu cu încredere, cu verticalitate într-o astfel de situație. Așa că ai grijă ce prieteni îți faci. Cu cine te sfătuiești. 4. Ceea ce vine în bătătura textului întreabă te în situația de față, îmi e mai frică să nu eșuezi, îmi pasă mai mult de ce zice unul sau altul, sau de ceea ce va zice stăpânul în acea zi. 5. Poate că soluția e să-ți înfrunți anumite temeri. asumăți o doză minimă de risc în fiecare zi. Există un sfat extraordinar pe care Apostolul Petru, în capitolul 3 cu 6, îl aduce soțiilor care trăiau în familii mixte, soții nu erau credincioși și le încurajează asemenea sarei să facă binele fără să se teamă de ceva. Ce gând electrizant și încurajator. Și atunci când ești în situații delicate, poți să faci binele fără să te temi de ceva. Să îți înfrunți anumite temeri. Probabil ați auzit de anumiți psihoterapeuți care au tratat anxietatea, panica exagerată pe care anumite persoane o aveau de a merge cu avionul, de a călători cu mașina și cum au însoțit într-un astfel de demers, într-un astfel de exercițiu, persoanele care au vrut să-și depășească acea teamă. Și asta ne arată încă o dată că de multe ori rezolvarea fricii vine prin înfruntarea ei, prin acea asumare în viață. 6. Lăsați-vă copiii să greșească, să învețe din propriile greșeli. E atât de greu pentru un părinte lucrul acesta. Însă cine nu greșește, trândăvește, spune un proverb drag inimii mele. Și în al șaptelea rând, ce zici? Să nu fie vrednic de încredere stăpânul pe care îl invoci în fiecare zi în rugăciunile tale. Nu știu dacă vă dați seama pentru creștini cât de umilitoare este această imagine să te rogi, să cânți, să îi te închini și când ești pus la test, la probă, că te poți baza pe Dumnezeu. Pe de altă parte, nu cred că există vreun compliment mai mare cu privire la Tatăl Ceresc decât El în fața cerului întreg, a dușmanilor, să vadă că sunt oameni în mijlocul temerilor care aleg să-și pună încrederea, să depindă de el în orice situație. Nu știu ce v-ați aștepta voi să se întâmple la această socoteală. Mentalitatea celui de-al treilea pare să fie bine, bine, asta e. Dar măcar n-am pierdut nimic din ce mi-a dat stăpânul. Ei, o judecată care se pare că e mult mai costisitoare decât anticipăm noi. Iată adevărul. Trăirea bazată pe frică se soldează de fiecare dată cu o pierdere imensă, incomparabil mai mare decât orice pierdere venită din asumarea vreunui risc. Ne-am așteptat ca omul să fie lăudat pentru prudența lui, când colo, exact pe dos. Tocmai acesta e punctul nodal și aspectul de învățătură, de tensiune pe care ar trebui să-l apucăm. Cum spunea marele om al lui Dumnezeu, Matthew Henry, este ceva obișnuit ca oamenii să bagatelizeze o chestiune care va consta tocmai în condamnarea lor. În această zi glorioasă. Mă cam sperie un pic lucrul acesta, da? E adevărat, poți pierde riscând, dar dacă nu-ți asumi riscuri în viață, pierderile s-ar putea să fie ireparabile pe termen lung. Dăm voie să te întreb ceva. Dacă cel de-al treilea slujitor ar fi adus un jumătate de talent, un sfert de talent. Sau dacă ar fi investit și ar fi pierdut și stăpânul revenea. Scăpa sau nu scăpa? Logica pildei îmi arată că ar fi fost salvat. Prin urmare, pilda talanților ne pune în față unei alegeri imposibile. Ce zici? Frică sau curaj? Siguranță versus risc? Ascundere sau multiplicare? conservare, hapsână sau creativitate. Lenevie, ori credincioșie, atrofiere sau creștere, îngheț sau înflorire, pierzanie sau mântuire, plânsul și scrâșnirea dinților, ori bucuria eternă. Tu ce alegi? frica recunoscută la final nu-ți va fi de niciun folos. Doar dacă o conștientizezi acum, mai ai șanse să schimbi lucrurile. Poți să pierzi câte ceva sau poți să pierzi totul. Poate că acest mesaj tardiv, dar onest de la început, aș reflecta, aș risca, aș investi mai poate face minuni pentru unii dintre noi. Oare suntem prizonierii unei mentalități bazate pe frică și atrofie sau pionierii asumării eroice? Tu ce vrei să fii la final? Oare crezi că putem folosi a tot puternicia și a tot suficiența lui Dumnezeu drept scuză? Cam asta vrea să spună stăpânul. Tu te descurci oricum găsești o cale, până la urmă nu merită să risc să-mi asum responsabilitatea. Fals! E adevărat că Dumnezeu este atotputernic, dar El se așteaptă să te comporți responsabil cu ceea ce ți-a dăruit. Asta spunea Victor Frank, îl moto pe care l-am văzut și în promo legat de seria aceasta. Teama duce până la urmă la îndeplinirea lucrului de care te tem cel mai mult. Un părinte super protectiv s-ar putea să-i facă mai mult rău copilului său expunându-l exact pericolului de care își dorește să-l ferească cu orice preț. Cresc că nu se poate descurca, îi legi și returile de la încălțăminte, deși el poate face lucrul acesta și tot continui cu lucrurile acestea în viață, Oare lucrurile astea nu o să-i facă mai mult rău decât bine? Poate că cerul este un loc al odihnei, dar nu al inactivității, al tihnei, însă nu al plictiselii, al serenității, dar nu al lipsei de ocupație. Ce gând încurajator. Pentru cei care ne-am găsit plăcerea în a face ceva în această viață. Să asculți de Dumnezeu, în ciuda temerilor, îndoielilor, percepțiilor și evaluărilor de ordin personal, iată adevărata provocare în viață. Mântuitorul, spus la un moment dat, inima mea este tulburată și ce voi face? O voi lăsa târât de frică, de tulburare sau voi alege să-L onorez, să ascult de Dumnezeu. Și poate că binele tocmai asta înseamnă să-ți asumi responsabilitatea, să trăiești din necesitate, să te comporți normal, firesc, să faci binele fără să te temi de ceva și să fii consecvent în ceea ce faci. Haideți să plecăm capetele noastre, gândindu-ne la toată frământarea la care ne-a expus Dumnezeu în această zi. Și în timp ce stăm în rugăciune, îngăduiți să mă folosesc de câteva cuvinte a lui Gustav Thibon din cartea Ignoranța înstelată cu privire la pildă aceasta. Acest dar Prețios și redutabil, îmbătător și blestemat. Existența. Dumnezeu ne-o dă pentru ca să-i o restituim cu dobândă. Ființa infinită se umilește până la acele dobândă. Lucru de neconceput. Și totuși, acesta. Este înțeles sub parabola talanților. Trei reacții sunt posibile în fața acestui dar. Furtul, care constă în a lua darul ca pe ceva ce ți se cuvine. Nu te cunosc, nu-ți datorez nimic, nu am, ți da dat socoteală. Este atitudinea ateie sau nelegiuită. Doi, refuzul. Nu vreau acest dar. Tu ai totul, poți totul, nu ai nevoie nici de mine, nici de eforturile mele. Lasă-mă să mă nimicesc în tine. Este panta pe care alunecă falsul misticism sau falsa spiritualitate care ne complacem în anumite lucruri. Și trei, acceptarea eroică. Eu consimt din iubire pentru tine. Să trăiesc, să acționez în afara ta, în zădărnicia aparențelor și amărăciunea serviciului inutil, cum e viața asta. Ăsta-i răspunsul Sfinților. Doamne drag, îți mulțumim pentru frământarea de care ne faci parte și astăzi și în fiecare duminică în care am venit aici. Să mulțumim pentru subtilitățile asupra cărora ne-ai deschis ochii și mă rog, Doamne, ca să ne păzești de acele decizii nesăbuite, fără judecată, fără viitor, fără rost. Dă-ne înțelepciune ca în mod curajos, să îndrăznim alături de tine, să pășim încrezători într-o nouă zi, într-o nouă săptămână care ne stă înainte. Și aș vrea să atingi inimile noastre, în așa fel încât să știm ce să facem cu lucrurile prin care ne vorbești și față de care ne expui sufletele. Să mulțumim că ești bun cu noi, să mulțumim că nu ne lași și că ne vei călăuzi până la capăt. Tată drag, în numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt ne-am rugat. Amin.